Dragilor, dacă săptămâna trecută doamna Doina Ișfănoni ne-a vorbit despre semnificația floriilor și a săptămânii patimilor, acum ne va vorbi despre aceste sfinte sărbători, despre tradiții, despre obiceiuri. Apropo, știți care este semnificația obiceiului de a ciocni ouăle? Adică, așa, Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Doamna Ișfănoni, continuăm discuția noastră dedicată Sfintelor Sărbători de Paști. Vorbim astăzi, iată, de prima zi de Paști în care ne aflăm și despre tot ceea ce înseamnă aceste trei zile pentru noi toți, pentru lumea satului în special. Iată ne în plină sărbătoare, în acest moment de mare bucurie spirituală, sufletească. Ziua de Paști este, de fapt, lumina coborâtă în mintea noastră, în sufletul nostru. Este, dacă ne gândim, un fel de încununare, de glorie pe care fiecare creștin o primește după toate săptămânile de post și după slujba de înviere petrecută azi noapte. De fapt, ne începem ziua cu slujba a doua înviere, cum se spune în popor, pe care o celebrăm în cadrul bisericilor. Aici deja iacătă-ne, să spunem, înnoiți. De aceea, la această slujbă se îmbracă cămășile cele noi, mai ales tineretul și femeile, evident, sunt foarte mândre de ce au reușit să facă cu mâinile lor. Acum se prezintă de fapt această fantastică diversitate în fiecare zonă a țării. Acum avem de-a face cu maximum de frumusețe și de opulență și de perfecțiune, pentru că această cămașă de sărbătoare a Paștilor este asemenea ca și dezvoltare decorativă cu cămașa de nuntă, pentru că întâlnirea cu Iisus, întâlnirea cu momentul acesta este la fel crucial pentru existența umană. În această zi, dincolo de, cum se spune, Paștele Fudulul, nu? Uneori, chiar dacă e mai rece, ca anul ăsta timpuriu fiind, știm că probleme au cam fost. Deci ne vom prezenta în, cum se zice, în hainele cele frumoase, la vedere. În această zi este, după slujba de la biserică, timpul în care nu numai că ne-am văzut cu neamurile, ne uităm cu alți ochi la vecinii noștri, la familia noastră. Are loc în fața bisericii celebru ciocnit pe luate. Acum știm cu toții că, mai ales tineretul, iar copiii, să nu mai povestim, au acest obicei al certificării minunii ce s-a petrecut prin învierea Mântuitorului și, atenție, ouăle se ciocnesc numai la vârf, în sens ascensional, nu pe laturi, cum se zice prin Moldova, pe coaste și nici la fund, pentru că ele sunt, aceste ciocniri se petrec în a doua și în a treia zi de Paști. Acum, ce semnifică mai exact această ciocnire a ouălor? Înseamnă, de fapt, certificarea, deschiderea mormântului lui Iisus. Oul este comparat cu mormântul lui Iisus, pe care ciocnindu-l este deschiderea mormântului și Iisus înviat înălțându-se către Tatăl Ceresc. Există... De aceea se sparg acum numai la vârf. Există și o tradiție ca în dimineața de Paști să te speli cu apa dintr-un pahar cu ou roșu. Înainte de la biserică. Exact, înainte. Sigur că da, preparativele de acasă, de fapt, ajunsul de la biserică, de la slujba de înviere, noaptea, bucățica cât a mai rămas, dimineața în zori, este acest gest al spălării cu ou roșu, în care apa aceea mai punem și un ban. Banul, atenție, nu este neapărat pentru câștigul material în bani, ci este pentru a dobândi strălucirea metalului prețios care reprezenta banul ce se punea în apă, pentru că se punea ori ban de argint, ori ban de aur. De regulă se scotea din salba mamelor, bunicelor, câte un ban se punea acolo ca să avem și noi strălucirea metalului, în nădejdea luminii
care de acum înainte devine mai puternică, mai roditoare, mai însănătoșitoare, și atunci sigur că noi avem această certitudine. Iar oul roșu aici îl punem de tot așa alte fel de credințe. Să fim rumeni în obraj, exact. Adică să fim sănătoși, să fim puternici. Iar după acest spălat ritual, știm cu toții că se lua Sfintele Paști și de regulă se fiecare după cum reușea. Dacă reușea să postească până la prânz, când se termina slujba celei de-a doua învieri, mergea doar luat Sfintele Paște acasă, mai luând încă o dată la Sfânta Biserică. Dacă nu, și mai ales copiii, bătrânii, gustau și un pic din Pasca sfințită peste noaptea de înviere. Există o tradiție în ceea ce semnifică masa de Paști? Nu știu cu ce bucate începem, cine începe masa? O, desigur că da, în tradiție masa de Paști este așezată cu toate bunătățile pregătite în zilele precedente. Cum spuneam, ouăle roșii și Pasca tronează deja pe masă, dar și fripturile, dar și celelalte bunătăți, că nu lipsesc sarmalele, stați cozonacul. Dulciurile, cozonacul, dar și alte bunătăți. De asemenea, să nu uităm sortimentele care pe sudul țării, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, le avem ca interferență cu lumea orientală, drobul, stufatul, preparatele din carne de miel, care sunt și din măruntaie, care sunt iarăși și ele prezente, ciorba cu leuștean, vai de mine, sigur. Cum să lipsească. Deci, din acest punct de vedere, gastronomia aduce o mică diversitate zonală pe interferențe culturale, dar masa aceasta este întotdeauna masa cu familia. Ca și la Crăciun, masa aceasta, prânzul acesta, este al familiei. Familie, înțelegând părinți, bunici, copii, neamul cel aproape, cum se spune. Această masă se deschide întotdeauna cu ciocnitul ouălor, iar cel mai bătrân din neam, considerându-se un fel de padre de la familia, cum spun italienii, era cel ce ciocnea ouăle. Cu el și pe paliere de vârstă până la copii veneau să ciocnească întâi partea masculină și apoi femeile în ordinea vârstei. Aha. Bineînțeles, după ce se consumau ouăle, se mâncau în ordinea stabilită în fiecare casă alimentele. Sărbătoarea nu se termină aici, mai avem încă două zile în care se merge la biserică, în care se sărbătorește iarăși. Sigur, de fapt, aici lucrurile sunt deja mai diferite de la o zonă la alta. Să nu uităm că și luni și marți, dacă suntem în Moldova sau în zona de montană a Munteniei, avem scrânciobul. Aici este extraordinar și culmea că și acum mai l-am văzut, acum vreo câțiva ani l-am văzut prin zona Neamțului, da. Bine organizat. Tineretul avea această misiune pentru că datul în scrânciob era, ca să spunem, pentru tineret o distracție specială, iarăși cu funcție premaritală, iar în mediul, pentru că nu se duceau numai ei singuri să se dea în scrânciob, sau dulap, cum se zice în zona Munteniei, ci toată lumea ieșea puțin la iarbă verde, ieșea la birt în față, socializau, vedeau, fiindcă cine se dădea în dulap sau în scrânciob, era nădejde că se pot căsători pe toamnă. Dacă ne aflăm în centrul Transilvaniei, să nu uităm junii din Șcheii Brașovului, să nu uităm apoi toată Transilvania cu obiceiul stropitului. Vai, câți feciori și câte fete nu se pregătesc în momentul de față, chiar și acum, pentru această datină frumoasă, fiindcă înseamnă asigurarea extensiunii, dacă vreți, a fecundității, a fertilității, a norocului, a sporului. Se aduce în atenție din nou apa, se aduce în atenție din nou oul. În partea de sud a țării, vorbeam de măestria femeilor în a-și confecționa cămășile. În Olt, în sudul Oltului, spre Romanați, există acea sărbătoare a iilor.
care aduc în atenție un fel de competiție. Feciorii merg, că au văzut ce au văzut, pe la slujba din prima zi de Paște, pe la casele fetelor care au cele mai frumoase cămăși, le colectează, iar bătrânele înțelepte din sat fac un adevărat concurs. Interesant este că s-a reluat această emulație în lumea de sud a Oltului, refăcându-se sărbătoarea iilor, foarte ca interesant, pe o formă de încurajare a tineretului, nu numai să poarte, dar să și confecționeze iile. Și asistăm, iată, ca și cu ouăle încondeiate, la o motivație suplimentară care prin prestigiul tradiției se reinstituie, justificând, dacă vreți, personalitatea omului. Să nu uităm mersul la naș, că și el este foarte important. Și cum fina se străduiește să pună pentru nașă din toate bucatele, ca să arate cât de vrednică, cât de pricepută a fost și ea. Și apoi nașa întoarce, că nu se poate fina să fie mai presus. Și există acest frumos schimb de produse alimentare. Să nu uităm că în prima zi de Paște avem, de fapt, încă din noaptea de înviere, ofrandele pentru morți. Avem acel moment în care se dă de pomană, în Bucovina se dă baba cu ouul ei în vârf, un tip de aluat special ca și cozonacul, pe care îl dăm în memoria răposaților și convingerea care o avem cu toții că înainte de a ne hrăni noi, să hrănim strămoșii. Și atunci dăm de pomană din toate și mai vedem și acum prin cartierele Bucureștiului, mergându-se cu tava ca să dau de pomană între vecini pentru memoria fiecăruia dintre strămoșii neamului respectiv. Este apoi pentru tineret un prilej de distracție, unii ies la iarbă verde, dar să nu uităm balurile, care în absolut toate satele și cred că și acum se mai organizează a doua zi și a treia zi de Paști, ca una din distracțiile care cade, mai ales în Transilvania, în grija flăcăilor care au organizat și balurile de la Crăciun și Anul Nou. Ce ne puteți spune despre cei care se nasc în aceste zile, poate chiar noaptea de înviere, și despre cei care, iată, părăsesc această lume tot în această perioadă? Există în popor diferite tradiții. Credințe, da. Și credințe, sunt foarte multe credințe. De fapt, se spune că cine moare la Paști se duce direct în rai, că cerurile sunt deschise. Cine se naște, iarăși este un om cu mult noroc. Este un om ales, un om care se mai spune așa precum Iisus a capacitat și a atras atenția, va fi un om cu vederi progresiste, va fi un om care în comunitate, în societate, va fi lider, va avea o muncă care se adresează în social, iar pe de altă parte va fi un om cu idei progresiste, va fi o persoană, va fi un fel de ferment ca și Iisus în credința noastră pentru a putea institui binele și iubirea. Sigur că în aceste zile bucuria e deplină. Foarte frumoase lucruri și importante ne-ați spus în aceste două ediții speciale la care ați fost alături de noi. Vă mulțumim pentru toate aceste detalii și sunt convinsă că mulți dintre noi am aflat multe lucruri noi și poate așa vom duce tradițiile mai departe. De fapt, noi etnologii am învățat de la oamenii pe care i-am întâlnit, cu care am stat de vorbă în mulți ani de cercetare pe teren, și bogăția aceasta de spiritualitate pe care am descoperit-o nu în biblioteci, ci în sate, m-a făcut să privesc cu alți ochi și omul de la țară, să depășesc o etapă în care aceste categorii în perioada comunistă erau privite ca aflându-se într-o formă de dezvoltare sau de involuție deseori, iar în momentul de față prestigiul acestei înțelepciuni, cred eu, ne va da siguranța
că vom învinge temporarele, dificultăți pe care le trecem, conflicte între generații. Prin credință și tradiție, părerea mea este, omul nu se simte singur și omul are un sentiment al solidarității. Mulțumim frumos și la cât mai o activitate cât mai lungă și de acum înainte, în tot ceea ce înseamnă păstrarea tradițiilor românești. Mulțumesc!